Costalian. Bună ziua și bine v-am regăsit! Clujul la zi, priorități în educație. Astăzi o avem ca invitată pe doamna Marineana Marc, inspector școlar general, la Inspectoratul Școlar General al Clujului. Doamna Marineana Marc, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Care ar fi prioritățile educației, cel puțin aici la Cluj, pentru că la Cluj educația este o prioritate, să știți. Întotdeauna când privești Clujul, privești spre educație, spre învățământ, spre cultură și spre dezvoltare. Chiar am văzut că ați avut un proiect extraordinar de frumos, Târgul Ofertelor Educaționale. V-am văzut la Cluj, la Dej, la Gherla, la Turda. Și chiar am rămas surprins văzând peste tot prezența dumneavoastră. Mai puteți, mai rezistați și chiar ruga regia, în timp ce discutăm, să ne ofere câteva imagini cu aceste locații, Târgul Ofertelor Educaționale. Și vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru. Da, pentru că m-ați întrebat de priorități, a fost una din priorități. Mi-am dorit foarte mult să desfășurăm acest proiect, pentru că prin organizarea acestor târguri al ofertelor educaționale, liceele din județul Cluj au venit la standuri cu ceea ce au considerat că au mai reprezentativ, cu informații pentru elevii claselor a 8-a, pentru a le facilita lor procesul de selecție a viitorului liceu pentru care vor dori să opteze din clasa 9. Foarte important acest lucru. Să știți că elevii din clasele 8-a vor primi curând o broșură elaborată de Inspectoratul Școlar în care găsesc lista liceelor cu specializările, cu calificările pe care și le propun pentru anul școlar viitor, cu numărul de locuri pentru fiecare tip de clasă, dar am considerat că dincolo de simpla informație, este mult mai important ca ei să vină în contact cu reprezentanții acestor școli, pentru că la standuri au fost elevi și profesori de la aceste școli, să vadă imagini din viața școlii. Fiecare și-a gândit într-o manieră creativă standul, cu postere, cu imagini, cu filmulețe de prezentare. Pe mese au avut pliante pe care le-au oferit elevilor cu informații pe care ei le-au considerat reprezentative pentru școala lor și cred că acest contact direct cu elevi, cu profesori, având posibilitatea să pună întrebări, să primească răspunsuri, să ducă acasă un pliant pe care să-l răsfoiască împreună cu familia, le va fi de foarte mare ajutor în orientarea lor școlară și profesională pentru învățământul liceal sau profesional din clasa a noua. Vreau să vă spun că liceele au promovat deopotrivă oferta de clase de învățământ liceal și profesional și alături de școli au fost și mulți agenți economici, parteneri. Deci au participat și agenții economici. Au participat și agenții economici cu standuri. Iată, firma Bosch, dacă vă uitați în imagini, este prezentă peste tot, de la Cluj și la toate celelalte municipii, dar și alte firme locale, Farmec, Terapia, care au vrut și ei să oferteze meseriile pentru care școlile cu care au contracte deci de parteneriat pregătesc. Acești copii, și prin intermediul acestor manifestări. Și să știți că ecourile au fost pozitive. Peste tot am văzut copii entuziaști, bucuroși de participarea la acest eveniment. Foarte preocupați și motivați și elevii liceelor care au fost la stand și dornii să-și câștige viitorii colegi, foarte implicați în pregătirea acestui eveniment alături de profesorii lor. Pentru profesorii diriginți care i-au însoțit și pentru director, au fost și directorii de școli prezenți, de asemenea a fost un motiv de a se întâlni și de a mai schimba bune practici, informații legate de activitățile de moment pe care le traversăm. Iar
Pregătirea anului școlar viitor este prioritatea momentului în educație, ca să revenim la întrebarea inițială, pentru că în perioada imediat următoare vom lansa acest ghid al admiterii pentru elevii claselor a 8-a, care după desfășurarea examenului de evaluare națională trebuie să-și completeze opțiunile pentru clasa a 9-a, liceu sau învățământul profesional. De asemenea, o altă prioritate, tot înscriere, dar la alt nivel, înscrierea în clasa pregătitoare pentru ciclul primar, clasa 0, da. Din nou emoții. Din nou emoții, este în curs de derulare această etapă. Părinții își înscriu copiii conform graficului afișat în fiecare unitate de învățământ. Evident, la școala de circumscripție, unde au locuri rezervate, și acolo unde vor mai rămâne pentru etapa a doua locuri neocupate, sigur că au și această variantă, dar sfatul nostru a fost de fiecare dată să se îndrepte spre școala de circumscripție, spre școala cea mai apropiată de domiciliul familiei și să nu îi supună pe copii la eforturi prelungite de deplasare, de timpii așteptați în trafic către o școală din centrul municipiului sau din alt cartier. Mulți ar vrea în final copiii să fie în centru, dar sunt profesori buni în toate cartierele și am văzut școli frumoase și renovate în toate cartierele, din Gheorgheni până în Grigorescu, Mănășturi sau Zuia. Să știți că școala din centru nu este neapărat garanția celui mai bun parcurs educațional al copilului, pentru că cel puțin în municipiul Cluj-Napoca, așa cum ați remarcat, s-a investit foarte mult de către autorități în refacerea infrastructurii educaționale. Pentru că este o prioritate. Pentru că este o prioritate pentru primăria municipiului Cluj-Napoca. N-are rost să vă mai spun că cele două licee proaspăt renovate în acest an școlar, Ana Aslan și Ghibu, sunt cele mai moderne din țară, deci cu tehnologii avansate, cu zone verzi, cu energie alternative, cu senzori pentru potrivirea temperaturii ambientale. Deci ai impresia că ești într-un film SF când pătrunzi în astfel de școli. Iar în toamnă, cât de curând, vor demara lucrări de amenajare a unui alt lot de școli. Deci dorința autorităților este de a renova toate școlile din municipiu și avem o foarte bună colaborare cu primăria și au fost prinse pe surse diferite de finanțare foarte multe unități de învățământ. Din bani guvernamental, de la bugetul local, din PNRR. Deci foarte multe proiecte sunt depuse și vor începe lucrări, probabil din anul școlar viitor, în multe unități de învățământ, iar școlile, ar fi bine școlile să îi atenționeze pe părinți că va urma o perioadă cu un pic de disconfort, probabil cu învățat în două schimburi sau cu mutarea anumitor clase în școli din vecinătate, pentru ca în maximum 2 ani să poată fi finalizate lucrările și să se bucure apoi de condiții optime. Cu siguranță, pentru că eu am văzut ce a însemnat renovarea celor 3 școli, Eminescu, Avramiancu și Agârbiceanu. Deci după renovarea și modernizarea și extinderea spațiilor de la școala Agârbiceanu, anul trecut a fost cea mai râvnită școală pentru înscrierile în clasa pregătitoare și ne-am confruntat cu avalanșă de înscrieri, cu suplimentări de clase, care, cu toate spațiile create, a condus la mutarea pe perioadă determinată a unor clase de copii la colegiul Ana Aslan, pentru că nu mai puteau să facă față cu numărul sălilor de clasă. Și revenind acum un pic la iluzia școlilor de centru, de multe ori exodul ăsta dinspre cartiere, spre centrul Clujului, în urmă cu câțiva ani, acum nu-l mai resimt așa de agresiv, a condus la desființarea multor spații adiacente, școlile de centru, astfel încât toate spațiile pe care le-ar fi putut folosi școala pentru activități extrașcolare, pentru activități de tip after school, au fost transformate în sală de clasă ca să satisfacă solicitările. Și copiii nu mai au astfel de spații unde să-și desfășoare alte activități, unde să poată să mănânce un sandwich la amiază. Ori, școlile din cartiere au o infrastructură generoasă, au multe spații pe care copiii și cadrele didactice le pot folosi. Plus că au fost modernizate, renovate, au fost renovate și profesori, da, de calitate.
Peste tot avem profesori calificați, deci nu se pune problema nici în mediul rural, nu mai avem cadre didactice necalificate decât într-un număr extrem de mic, poate în sate îndepărtate, la educatori, la învățători unde să nu dorească să meargă nimeni pe învățământ simultan, dar un procent foarte, foarte mic, sub 1%. Deci la clasa 0, copiii să fie cât mai aproape de casă. Cât mai aproape de școală. Eu le-am recomandat să meargă în vizită cu copiii, să ceară informații despre școală, să vadă care sunt învățătorii care vor prelua clasa pregătitoare, chiar să se întâlnească cu ei, să discute, pentru că de multe ori contează și legătura care se stabilește între copil și cadru didactic. Să ceară tot felul de informații despre posibilitatea de a desfășura programe de tip after school, ce activități, ce proiecte mai are școala în care pot fi implicați copiii, dacă desfășoară activități sportive, dacă sunt echipe de sport, de teatru, să știe foarte bine ce poate să facă copilul pe perioada școlarității la școala respectivă. Și să știți că, urmărind și rezultatele parțiale care încep să ne sosească acum de la olimpiadele școlare, pentru că după 2 ani, iată, desfășurăm în această perioadă și olimpiada școlară. Am văzut, olimpiada de matematică. Deci sunt și copii din cartiere și chiar din mediul rural care deja au premii și rezultate frumoase la olimpiadele naționale. Da, desfășurăm 2 olimpiade naționale la Cluj. Ieri am avut deschiderea olimpiadei de matematică pentru elevii care studiază în limba maghiară. Și au fost foarte bucuroși după mai bine de 30 de ani să se întâmple la Cluj-Napoca acest eveniment și îl doreau de mulți ani, pentru că trebuie să recunoaștem, Cluj-Napoca este capitala Transilvaniei și copiii din regiune își doresc să vină la Cluj. Unii dintre ei spuneau ieri că nu au fost până acum niciodată la Cluj și erau foarte bucuroși să vadă orașul. De asemenea, săptămâna viitoare vom găzdui etapa națională a Olimpiadei de Biologie și mai avem în prima săptămână din mai un concurs național, aproape cu rangul de Olimpiadă, pentru copiii din școlile cu cerințe educaționale speciale, pe care îl vom găzdui la Liceul pentru Deficienți de Vedere. Și de asemenea, finalele multor competiții din cadrul Olimpiadei Sportului Școlar. Pentru că Clujul dispune și de baze sportive, de o infrastructură care permite, care permite desfășurarea acestor competiții aici la Cluj. Știți că anul trecut am inițiat și o academie de handbal în parteneriat cu Clubul Universitatea și cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Deci sunt școli care s-au înscris în proiect și care inițiază pe copii încă din clasele mici în practicarea handbalului, pentru că basketul și fotbalul sunt bine reprezentate în județul nostru. Așa încât, așa cum le spuneam ieri... Ce bine, copiii să facă mișcare, să facă sport. Le spuneam ieri în mesajul meu participanților la Olimpiadă că este binevenită alegerea orașului nostru ca loc de desfășurare a unor olimpiade naționale, pentru că avem ce să oferim, pe lângă rezultatele de excepție, colaborarea foarte bună cu mediul universitar, Universitatea Babeș-Bolyai fiind cea mai bine cotată universitate românească în toate topurile internaționale, dar și alte universități de prestigiu, care le oferă posibilități de studiu în condiții deosebite, la standarde înalte de performanță aici la Cluj și chiar și oportunități de angajare, pentru că sunt foarte multe companii mari aici în jurul Clujului. Și am văzut că recrutează copii, studenți. De pe clasa a 8-a. Da. Este un oraș, așa cum spunea domnul primar, în care îți place să înveți, să studiezi și să te distrezi, oferă atâtea oportunități și pentru petrecerea timpului liber, competiții sportive la cel mai înalt nivel, evenimente culturale, târguri de carte, așa încât mulți își doresc să vină la Cluj, iar olimpiadele școlare sunt un prilej pentru copiii din țară de a se întâlni și, dincolo de competiția în sine, și de a petrece momente frumoase aici, de a lega prietenii cu colegi de vârstă și cu preocupări similare. Am văzut că au fost și simulări. Da, au fost și la clasa 8-a și la clasa 12-a.
S-au Aceste încheiat. simulări sunt niște teste pentru copii, cum se spune. Sunt Adică niște să teste vadă de antrenament, da, unde se găsesc foarte binevenite. Acele cunoștințe necesare. Dar nu trebuie să se sperie, nu? Nu trebuie să se sperie și mai mult decât atât. Și părinții să nu intre în panică. Să fie luate ca un exercițiu, pentru că de aceea se numesc simulări. Deci simulăm examenul real. Este un exercițiu care îi pune pe copii în situația de examen. Îi obișnuiește cu structura subiectului, chiar cu completarea tipizatului pentru examen. Pentru că foarte multe ori copiii greșesc în completarea datelor, a scrierea numelui, se grăbesc, nu scriu cu majuscule sau nu au totdeauna pregătit un pix cu, de culoare albastră, își uită, nu știu, acte de identitate. Deci este un exercițiu bun și pentru aceste aspecte organizatorice, dar mai ales pentru evaluarea modului de pregătire la acel moment, cu un subiect unic, cu toți colegilor din țară, corectat în condiții de examen, de două cadre didactice din școală. De aceea nota nici nu se trece în catalog, nu trebuie să fie această presiune, iar ei trebuie să fie serioși și să dea tot ce pot la acel moment, pentru că rezultatul este un indicator foarte bun pentru ei, pentru profesorilor, pentru părinți. Și în funcție de acel rezultat pot să-și planifice un program de pregătire până la data reală a examenului, împreună cu profesorul de la clasă. Vor ști pe ce să insiste mai mult, pe ce cunoștințe să aprofundeze, astfel încât rezultatul să fie cât mai bun. De aceea nici nu am dat publicității, sunt anumite publicații care cer insistent topuri ale școlilor. Aici nu, nu este relevant, pentru că este un exercițiu util pentru ei, pentru dascălii lor, cu efect reglator. Sigur, sunt interesante procentele la nivel județean. Le-am spus, foarte bune, comparativ cu cele de anul trecut la Cluj, la bacalaureat cu 2% peste cele de anul trecut, la evaluarea națională sub 1%, mai mic un pic decât anul trecut, dar avem și cu peste 1000 de copii mai mulți anul acesta în clasele a 8-a. Nici ministerul nu a dat topuri ale județelor, pentru că nu este relevant decât cu uz intern rezultatul la acest moment. Sigur, de fapt, când este vorbim, o simulare. Este o simulare. Când vorbim de examenele reale, este altceva. Sigur că da, iar rezultatul contează. La clasa 8-a pentru admiterea la liceu, la clasa 12-a pentru admiterea la facultate, este altceva. Deci nu trebuie să se sperie, nu trebuie, trebuie să fie să se sperie. Panicați părinții, da, și copiii după aceste simulare. Și așa cum eu am mai spus-o și în alte contexte și o spun în fiecare an, nu trebuie pus o presiune excesivă pe acești elevi de clasa 8-a, pentru că ei au un număr de locuri asigurat pentru clasa 9-a în deci învățământul... Nu rămâne nimeni pe din afară. În învățământul liceal sau profesional, evident, și acum nici nu trebuie să îi obligăm pe toți copiii să meargă la liceu. Deci părinții trebuie să fie conștienți de potențialul copilului personal și dacă nu reușește să ia o notă de trecere la matematică, nu reușește să ia o notă de trecere la limba română, trebuie să se gândească că îi va fi foarte greu în cei 4 ani de liceu. Hai să admitem că reușește să ia cel 5 care asigură promovarea în clasa următoare, dar nu va fi suficient să ia o medie de 6 la examenul național de bacalaureat pentru a termina liceul cu o diplomă de bacalaureat. Și atunci trebuie să se gândească. Și atunci trebuie să se orienteze spre învățământul profesional sau dual. Sunt 3 ani de școală care asigură calificarea cu diplomă într-o meserie. Și elevul este susținut. Da. Nu mai sunt meseriași, nu mai sunt... Nu, și pe lângă bursa profesională asigurată de guvern, agenții economici oferă burse suplimentare și multe alte stimulente financiare pentru copii. Le oferă posibilitatea să lucreze part-time, în vacanțe, deci pot câștiga... Tocmai de aceea a organizat acest târg al ofertelor educaționale, pentru a vedea cei copii unde se pot îndrepta. Sigur, și pentru a vedea și pentru a auzi de la colegii lor mai mari cum este în școala respectivă. Erau întrebări foarte amuzante pe care copiii le puneau. Erau foarte curioși cum e cu regulamentul școlii, ce au voie, ce n-au voie să facă. Pentru că nu știu foarte mult la 14 ani. Sigur că decizia în mare parte aparține părinților.
Și de aceea mesajul meu a fost de cele mai multe ori către familii să aibă discuții oneste cu profesorii de la clasă, cu diriginții, cu psihologii școlari și să țină cont de potențialul copilului. Sigur, și de dorințele lor, dar acum cu toții avem dorințe, de cele mai multe ori ele pot fi nerealiste. Corect. Și e bine să venim cu argumente în fața copiilor și în acest proces deloc simplu de consiliere și de orientare școlară și profesională. Vedeți că în alte țări acest proces începe de la data intrării în școală, deci copiii sunt testați permanent și raportul pe care psihologul îl face acolo și care îl orientează spre o anumită calificare, meserie, spre un anumit domeniu de pregătire este respectat de familie. Deci ei au încredere în acest proces care se întâmplă, sigur, pe tot parcursul școlarității. Acum, noi facem această orientare școlară și profesională doar în clasa a 8-a, prin chestionarele pe care colegii psihologi le aplică copiilor, dar datele nu sunt relevante încă și nu sunt corelate neapărat cu potențialul copiilor, nici cu cerințele pieței muncii de cele mai multe ori. Este o problemă încă nerezolvată în sistemul românesc de educație. Cum stați cu creșele didactice? Sunt în administrarea inspectoratului. Situația e diferită. Cluj, situația este diferită la nivelul județului Cluj. Cluj-Napoca a rămas la primărie, da. Și Floreștiu. Și Floreștiu, parte, da, sunt administrate în continuare de primărie. Pentru că au bugete care și pot permit suplimentarea bugetului la o alocat. Și o modernizare și o practic, activitate normală. Să vă spun cum se întâmplă. Deci primăriile trebuie să administreze clădirile, indiferent dacă ea se numește creșă, grădiniță, școală gimnazială sau liceu. Deci o făceau și până acum și o vor face și în continuare. Rămânând în administrarea autorităților locale, dacă au buget, primăriile pot suplimenta și fondul de salarii, că aici este de fapt problema. Deci creșele pe care noi le-am preluat s-au aliniat cu salariile la grilele de salarizare existente în învățământ. Deci prin costul standard stabilit și aprobat de guvern, în funcție de nivelul de învățământ, este alocat o anumită sumă per copil. Și din însumarea acestor cu numărul de copii, este o anumită sumă care se alocă de la bugetul central prin Ministerul Educației pentru finanțarea de bază, respectiv cheltuieli salariale în primul rând. Rămânând în administrarea primăriilor, dacă au buget, aceste autorități locale pot suplimenta fondul de salarii. Și de ce Cluj-Napoca și Floreștiu au ales pot să le administreze? Pot să facă acest lucru, pentru că, nu știu, dacă ați văzut, a fost un scandal, eu zic artificial, creat în presă săptămânile trecute. Am înțeles că niște angajate de la creșa din Apahida sunt nemulțumite de nivelul de salarizare, fac tot felul de întâlniri la care invită parlamentari, primari, ne-au invitat și pe noi. Li s-a explicat frumos că prin lege acestea sunt salariile care se oferă în sistemul de educație și trebuie să respectăm legea. Primăria, sigur, poate să vină cu tot felul de suplimentări la rația de hrană a copiilor, la asigurarea bazei materiale, modernizări, igienizări, dotări, dar salarizarea nu o stabilește nici inspectoratul școlar, nici primăria, este stabilită prin lege. Ori există grilă de salarizare, așa cum nici eu nu pot să primesc salariul mai mult decât spune legea. Pentru la fel și celelalte cadre didactice. Numai dacă primăria Pahida ar prelua la administrare. Da, dar ne-au dat în administrare și atunci angajații creșelor pe care le-am preluat sunt angajații grădinițelor, de fapt, sau ai școlilor. Deci creșele au fost preluate de grădinițe, acolo unde există grădinițe cu personalitate juridică, cum avem la Turda, la Câmpia Turzii, la Huiedin, iar la Apahida, unde este o singură unitate de învățământ, școala din Apahida, ele au devenit angajatele școlii. În creșele care au rămas în administrarea autorităților locale, noi putem desfășura inspecții tematice, pentru că, potrivit aceluiași act normativ, avem în continuare coordonarea metodologică a activităților educaționale desfășurate. Deci, practic,
Avem obligația de a verifica dacă se respectă programa școlară, curriculum pentru educația antreprescolară, dacă cadrele didactice, educatoare, puericultor respectă aceste programe, putem să le sugerăm parcurgerea unor cursuri de formare profesională, pot participa la toate activitățile pe care inspectoratul școlar le desfășoară cu toate cadrele didactice din județ. Partea de administrare, de finanțare, este asigurată de primărie. Doamna inspector general, e vacanță. Pentru elevi și pentru anumite cadre didactice. pentru noi suntem, așa cum spuneam, în plin proces de pregătire a anului școlar viitor. Înscrieri, imediat după vacanță, vom veni cu informații legate de concursul de ocupare a posturilor didactice, deci va trebui să afișăm lista posturilor vacante și centrele de concurs unde cadrele didactice își vor depune concursuri toată vara. Olimpiadele școlare, concursuri, pregătirea examenelor, proiecte de tot felul. Este o perioadă plină de activități, dar ne bucurăm că, iată, după 2 ani în care n-am avut această interacțiune directă, n-au fost olimpiade, n-au fost concursuri, n-au fost întâlniri pe alt fel de activități și proiecte, ele au revenit în viața noastră. Uneori ne simțim un pic copleșiți pentru că încă mai monitorizăm situația îmbolnăvirilor din școli. E firesc. Îi integrăm acum și elevi ucrainieni în unitățile de învățământ. Cum s-a integrat elevii? Este greu pentru că nu cunosc limba. Am văzut un efort deosebit din partea inspectoratului. Elevii de liceu, din partea tuturor primăriilor. Da, elevii de liceu se înțeleg în limba engleză cu colegilor, cu profesori. Ne ajută în regim de voluntariat elevii din Republica Moldova, bursierea statului român. Chiar la început am lansat un apel către ei. 81 de elevi moldoveni au răspuns acestei solicitări și sunt solicitați de câte ori este nevoie pentru procesul de comunicare cu acești copii. Sunt mulți copii? Sunt aproape 200. Cei mai mulți sunt de vârste mici, grădiniță, ciclu primar. Și în învățământ, și în unități de învățământ de stat, și în unități de învățământ particular, cei mai mulți sunt înscriși pentru activități de tip after school. Deci eu cred că părinții își doresc să știe ocupați câteva ore, să le distragă atenția de la situația în care se află. Nu cred că își pun foarte mari speranțe în achiziții legate de procesul educațional propriu-zis, ci cât că doresc să-i țină ocupați cu colegi de vârsta lor, să fie antrenați în tot felul de activități, astfel încât să le distragă un pic atenția de la situația pe care o traversează. Ușor. Nu este ușor. Și noi, chiar dacă, mă rog, războiul este undeva la granițele României, nu suntem angrenați direct în așa ceva, dar amintiți-vă la început câte emoție negativă era și câte temeri în rândul populației și de la noi. Și acum mai există. Și acum mai există, chiar dacă cred că imprevizibil ce se întâmplă. Pentru prima dată, cred că mare parte a populației a înțeles ce înseamnă NATO și prezența României acolo și faptul că suntem scutiți de astfel de ce s-ar fi procese. Întâmplat dacă nu eram, da, era, da. Teatru de război, poate, aici. Așa, măcar, stăm liniștiți. Că suntem protejați într-o structură care ne oferă protecție. Deci clar că nu se poate întâmpla nimic pentru că ar echivala cu declanșarea unui război mondial. Ziceam că este vacanță pentru elevi și părinții sunt mai liniștiți pentru că atunci când este vacanță parcă e altfel. Duminică sunt și Sfintele Sărbători de Paște la ortodoxi. Două cuvinte să le spuneți, atât elevilor, cât și părinților. Da, eu le doresc tuturor să aibă sărbători frumoase, în familie, alături de cei dragi, să se bucure de aceste clipe petrecute împreună, să fie însoțiți de lumină sufletească, de liniște, de iubire pentru cei dragi, să-și manifeste generozitatea în măsura în care pot pentru cei aflați în diferite situații în care au nevoie de rezolvat.
iar copiilor să se bucure de încă o săptămână de vacanță după Paști, să se odihnească, să-și încarce bateriile și să ne revedem cu toții sănătoși din 2 mai la școală și conectați la activitățile de învățare, pentru că spuneam că nu punem presiune pe copii, dar trebuie să-i și responsabilizăm că, mai ales pentru cei din anul terminal, trebuie să aibă ca prioritate pregătirea pentru examene. A fost un an greu în care școala cu prezență fizică a alternat cu școala online. Poate că s-au desobișnuit să respecte reguli, să se pregătească serios, să fie evaluați mai des și acest moment ar trebui să fie într-adevăr unul de încărcare a bateriilor, dar și de reflecție și de revenire cu forțe proaspete la școală. În rest, gânduri de bine pentru toți și să ne vedem cu bine după sărbători. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mulțumindu-i încă o dată doamnei Manuela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar General Cluj. Vă dorim să aveți sărbători frumoase, să aveți Paște liniștit, copiii să se pregătească, să fie liniștiți pentru că fiecare va avea locul și rostul lui, nu? Da, așa este. Până la o nouă emisiune, de aici, din studio, vă spunem toate cele bune. La revedere! La revedere!